Bine, am revenit la Adela, tot ce nu se vede, și astăzi o să facem un joculeț foarte drăguț pe care l-am mai făcut și eu o să-i pun întrebări Oanei și eu o să-mi pună mie și să vedem ce răspunsuri dubioase, că de obicei sunt răspunsuri dubioase, să dăm. Da. Mara, te-ai bate cu o rață de dimensiunea unui elefant sau cu 30 de elefanți de dimensiunea unei rațe? De ce? Cred că cu o rață de dimensiunea, unui elefant, pentru că mi-ar fi mai ușor să fug de ea. Nu știu unde ai crescut tu la mine la țară, rațele aveau viteză destul de mare, să știi, adică... Păi da, dar e dimensiunea unui elefant, se mișcă mai greu. Fie un raționament perfect valabil. Așa, numește trei lucruri pe care le-ai putea cumpăra dintr-un magazin astfel încât casierul să se uite ciudat la tine. Ceva pentru ciuperci ale piciorului, ceva pentru ciuperci în alte zone ale corpului și peste toate astea un condiment pentru mâncarea de ciuperci. Tinerii însurăței din tribul Tidong din Malaezia nu au voie să meargă la toaletă timp de 3 zile și 3 nopți, iar dacă încalcă acest obicei strict, e semn de mare ghinion. De unde vine asta, Mara? Pentru că așa cum ținem noi, mă rog, cine ține post negru, așa au și această tradiție extraordinară. Ok. Ce obiect inutil car zilnic în geantă? Aproape jumătate din geanta mea este inutilă. Nu știu, tot felul de creme pe care le folosesc numai când ajung acasă seara, de exemplu. Care e melodia care te enervează cel mai tare? Aruncă-mă în aer! N-ai mai! Nu, glumesc, nu mă enervează. Aproape șupe de rost, poate de-aia mă enervează, mă aud mereu. La fiecare story, efectiv, aruncă-mă în aer. Zi-mi o replică dură a Andrei Achim în timp ce râzi. Ce al meu e și al tău? Nu, ce al meu e doar al ei. Mara, de ce stau femeile cu gura deschisă atunci când se machiază singură? Nu știu, îți vine pur și simplu. Îți vine să stai cu ea așa, pentru că te concentrezi mai bine, nu știu. De fapt, e ca să te ajute să ai fața, să ai ochii deschiși foarte bine și să-ți faci toate alea. Luția Kim te anunță că vrea să devii life coach și are nevoie de un sfat. Ce sfat îi dai? Măi, mămică, ce al lor e și al tău. Ce al oricui e și al tău, ce al tuturor e al nostru. O, despre ce discută Alexandru Dunaev și Vlad German? Despre multe lucruri, despre artă, cultură și serialul Adela. Mara, dacă pisicile ar putea vorbi, ce ar spune o pisică neagră unei persoane superstițioase care când o vede face 10 pași în spate și scuipă de 3 ori? Nu mai fi rasist. Te-a tuns greșit frizerul și pentru prima dată nu ți-e rușine să-i zici exact ce gândești. Ce spui? Nu pentru asta am plătit! M-am părut să crească la loc! Ce strigă stomacul atunci când e năpustit de alimente și băuturi nesănătoase? Toprește-te! Mă omori! De ce se spune că dacă te uiți la o găină atunci când face ouă, o să-ți pierzi vederea? Eu nu știam asta. Pentru că este un moment intim. O găină când face ouă. Da, e un moment intim și nu ar trebui să invadăm spațiul. Dacă completează propoziția. Este bine că atunci când râzi singur să... Să nu râzi cu altcineva. Ce crezi că ai fost într-o viață anterioară? O bomidă. Ce alegi? 3 zile și 3 nopți singură cuc într-o junglă sălbatică sau 3 zile și 3 nopți cu un prieten într-o pușcărie din Mexico City? Cred că într-o junglă sălbatică. Singură? Da. Mai degrabă decât cu un prieten în Mexic. Păi, stai puțin să mă gândesc. Era, dar și în închisoare e nasol. Da, dar nu ești singură. Cum pronunți invers cuvântul cerculeț? Cerculeț. Sel-u-c-ec. Cred? Sel-u-crec. Crec, asta vreau să zic, ok. Andrei Achim s-a hotărât să-și construiască o carieră în domeniul energiei eoliene. Ce sfat îi dai? Nu. De ce vine pizza rotundă tăiată în triunghiuri într-o cutie pătrată? Pentru că... Da, n-am ce răspuns. Pentru că are măsline. Sfârșit. Sfârșit, asta a fost.